Salutare tuturor! Astăzi o să facem o omletă cu legume, o omletă din 4 ouă și vom folosi spanac proaspăt, baby spanac. O să folosim două ciupercuțe pe care o să le răzuim cu ajutorul minunatului nostru procesor, răzătoarea Salad Master. Ia uitați-vă ce feluțe perfecte putem să facem. Așa arată felicele noastre, perfecte. Este atât de simplu și atât de util să avem procesorul ăsta pe blatul fiecarei bucătării. O să ne ajute, o să ne accelereze timpii de gătire. O să răzuim și cașcaval. Este o brânză maturată cheddar. O răzuim direct în bolul nostru peste legumele proaspete. Așa. Și în același bol o să adăugăm 4 ouă. Cam așa arată compoziția noastră. Trebuie pur și simplu să o amestecăm puțin. Totul este foarte, foarte simplu. Cu ajutorul sistemelor noastre de gătit, gătitul va deveni o plăcere. Ați văzut cât de simplu am amestecat compoziția și o să folosim vasul nostru de 1 litru. La o omletă de 4 ouă, l-am preîncălzit la un foc blând, un foc mediu și atenție, este foarte important, sistemele de gătit Salad Master trebuie preîncălzite mereu la un foc mediu. O să facem și testul cu apă. Da, perluțele noastre se plimbă în vas. Înseamnă că vasul nostru este suficient preîncălzit și adăugăm compoziția. Am adăugat compoziția și atenție, atunci când punem capacul, automat reducem focul la minim. Dacă este plită electrică, 1-2, dacă este gaz, atunci focul abia se pâlpâie. Este gata și omleta noastră. Ia uitați-vă ce bine și-a păstrat culoarea spanacul. Înseamnă că toți nutrienții au rămas acolo unde le este locul. O să-i desprindem puțin marginile cu o spatulă. O să întoarcem în capac. Și o mutăm pe farfurie. Cam așa arată omleta noastră. Ideală. Recapitulăm pașii pentru a avea omleta perfectă. Pasul numărul 1. Preîncălzim vasul la foc mediu. Atenție, mereu la foc mediu. O preîncălzire blândă. Apoi facem testul cu apă și adăugăm compoziția omletei. În același timp, punem capacul și reducem focul la minim. Este foarte simplu. Preîncălzim vasul, adăugăm compoziția, punem capacul și reducem la minim. Când omleta are textura pe care ne-o dorim, oprim focul de tot și mai lăsăm încă 2 minute sub capac pentru ca să se desprindă perfect din vas și să aibă această formă de pizza. Nu e minunat?